să ne rugăm pentru sănătate și să mulțumim că am ajuns la vârsta asta, ne-am crescut copiii și suntem sănătoși. Că au fost probleme și s-au rezolvat. De diferite feluri și s-au rezolvat. Aveți un moment de suflet în care ați simțit ajutorul Sfintei Parascheva? Da, când am ajuns într-o situație când trebuia o operație, atunci am simțit ajutorul. Da. Concret ce s-a întâmplat? Adică... Era un caz de trebuia să mergem la operație și era foarte sensibilă. Era foarte sensibilă linia dintre a reuși și nu. Și atunci ne-am rugat, din tot sufletul am fost la Sfânta în Mitropolie și ne-a ajutat, am trecut peste pragul ăla foarte bine. Și asta a fost foarte bine și așa simțim că suntem datori să venim să-i mulțumim. Asta e tot, e foarte simplu, dar e foarte puternic, adâncă emoția. Și nu simte decât ăla care trece printr-o greutate, cred că, printr-o încercare. Cât de important e să aducem copiii să vadă și ei firișorul acesta de credință, să-l trăiască. Da, e important să-i educăm, pentru că dacă noi nu-i aducem, altcineva nu-i aduce decât, nu știu, prin locuri care nu sunt bune, de exemplu. Acolo se găsește cine se ducă, dar aici nu o să-i aducă decât părinții și bunicii. Deci noi suntem datori și eu am fost adusă de bunici. Eu țin minte când eram ca ei și veneam cu bunica. Și era foarte important, eu așa nu înțelegeam, dar îmi plăcea. O vedeam pe bunica bucuroasă și eram și eu.